Вот именно информированная элита внутри силовиков, Информация, они deci elita informată din forțele de securitate înțelege că războiul este pierdut. Elitele din securitate înțeleg că sunt șanse foarte mici de a câștiga acest război fără mobilizare și fără explozia socială care va urma după aceea. Există opțiunea ca Putin himself să dea ordinul de a executa aceste decizii critice, cum ar fi, de pildă, utilizarea armelor nucleare, și unul dintre cei care ar trebui să execute un asemenea ordin să refuze să-l execute. Acest refuz va fi cel care va declanșa foarte probabil o lovitură de stat, pentru că după refuzul de a executa un ordin al țarului, lucrurile se vor desfășura foarte rapid. Ați spus recent că riscul de a folosi arme nucleare este, dacă Putin decide să dea un ordin de a folosi armele nucleare, el trebuie să fie sigur că toată lumea, toți cei care sunt pe lanțul de comandă vor executa acest ordin. El înțelege cinci mâini, principiul celor cinci mâini care trebuie să apese butonul unul după altul. Dacă însă unul singur nu va executa, va fi un semnal de nesubordonare și posibil chiar ar putea însemna moartea lui Putin, moartea fizică, așa încât el, până nu e sigur că se va executa acest ordin, nu-l va da. Și de ce crede el că s-ar putea ca ei să nu-l execute, să nu se supună? Dacă Putin va mai fi la putere în trei luni, nu este clar forțelor de securitate. Nu este clar, nu există nicio garanție în acest